În primul rând, este încă o dată să nu creadă domnul Guran că am o chestie personală cu dumnealui. Nu, împotriva. Îl stimez pe domnul Guran, îi înțeleg poziția delicată în care se află, dar atenție că ne jucăm cu termenul. Deci carantina se impune de către cine? De către forțele, de către instituțiile de forță. Pe timpul stării de urgență am văzut și armata în stradă. În fruntea călora să pune prefectul, domnule general, pentru că așa scrie la lege, că el e șeful local al Comitetului de Situații de Urgență. Înseamnă că, iertați-mă, dar cineva nu are niciun pic de imaginație. Vă dați seama cum ar arăta un sector carantinat? Bucureștiul stare de asediu. Iar carantinarea pe timp de noapte, eu n-am auzit așa ceva. Să interzice în anumite țări. Foarte bine. Deci să înțelege că fluxurile de transmitere cresc ca intensitate pe timpul nopții când oamenii dorm. Nu când se duc la servici. Din cauza asta nu defalcăm programul de lucru al oamenilor care se duc, se îmbulzesc la metrou dimineața, nu? Noaptea, probabil sub influența lunii, virusul devine atât de agresiv încât îi intră și din pereții caselor. Dom'le, hai să fim serioși. V-a spus-o președintele, dumneavoastră, că noaptea fluxurile, traficul este mult diminuat decât în timpul zilei. Traficul de persoane în drum și spre serviciu nu există pentru că oamenii dorm. Iar chestiunea cu carantinarea și cu forțele și cu scenariile, dom'le, scoteți-o din vocabular. Pentru că vreți, dacă vreți să introduceți panică, vă rog dați-i drumul apropo înainte. Stați un pic, îmi place polemica dintre dumneavoastră. Panica și chiar noi introducem noi, o introduc cei care vin să spună nu e bine asta, nu e bine cealaltă, fără să vină cu explicații științifice. Domnul Dobrițoi și domnul Guran, mie mi-e foarte greu să accept faptul că noastră nu puteți să vă înțelegeți, dar cu durere în suflet vă anunț că pe tema virusului care circulă sau nu noaptea cu intensitate mai mare, nici domnii Iohannis și cu Orban nu reușesc să se înțeleagă și o să vă dau dovada concretă în minutele care urmează.